avem voci ceva arenul sau bratul? Da, e, sunt și voci, sunt și voci. Altfel nu vă aud. No. O să-mi iau niște căști de PS curând și nu o să mai am problema asta. Numai că nu o să se mai transmită deloc sunetul de la PS la... Hai, vorbiți acolo, coordonați-vă pe apărare, pressing bun. Da, știu, bine. Hai să-i bate. Că nu mai au, că ne plângem de joc, că nu știu ce. Hai să ne concentrăm. Haide. Hai, pleacă. A scos pe Chris, pe Chris, nu? Da. Ieșim, nu? Ieșim. Ieșim. Da. Dar ce s-a întâmplat? Sper că nu i-a căzut curentul, că e mai nasol. L-a scos prea urât. Cred că direct curent. Cred că luase și unul roșu de la ei. Așa roșu, nu? Cred, nu știu. Fix când am ieșit. Nu a băgat bine cablul, se pare. Bine că nu l-a scos mai încolo. Hai că i-a revenit și Lorenzo. Ce, n-avea curent? N-avea net, Lorenzo. Le zic că trebuie să trimim, da? Salut, băi! Salut! PlayStation Network is currently undergoing maintenance. Oh, am înțeles. Da, eu nu mă pot conecta la servere. M-am conectat acum. Am, deci ești retardat. Oh, și dacă și serverele cu maintenance e bine. Nu, uneori mi se pare că faci așa când te deconectează de la net. Nici pe mine nu mă lasă să mă conect. Acum am intrat, mă pun pe poziție. Acum mă lasă simt. Haide. Go, go, go. Go, go, go. Hai băieți. Începe cu minge lungă într-o margine? Da, nu merge, se plece cineva. Pleacă smic. Bine? Eu aici. Bine, Sky. Cred că i-a făcut automat. Doar bani, nu o meni în altă parte. Nimic? Joacă? Paul pentru noi?
Mamă, cât la... Centru? Hai, schimbați pressing-ul pe drept. Bine, rău, Skype-ul. Centru? Bine, bine, sunt... Încă un pic. Bravo. Bravo. Bine, rău. Bravo, bă, Andrei. Bine, bă, Bravo. Remus stai aici. Da. Am văzut. Da, bro. Mamă, ce... Hai noi, dăm băieți, ai pe mine două să fie. Aici, dreapta. Eu. Centru Renu? Da, bravo. Da, e acolo. Bravo. Când mă rog. Vine centru 1. Hai, ieși în biserică. Bravo, bravo. Hai, calma. Hai, stai, 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 stai. Hai, înclină. Bun. Cred că atât spate. Bine, bine, bine. Bravo, Dimis. Bravo. Asta. Nu stiu. Ai mâncat. Linia sus, linia sus. Bravo, Luis. Atent bandă? Că doar bandă joc. Dau înapoi. Bravo. Nimic. Nu, stai așa. Nu. El nu intrăm? Da, el nu. Hai să arătăm noi. Ieșiți de acolo. Atât, atât. Singur e. A, vedeți că tot timpul o face spre margini. Bine, Albert, frumos. Era o să-ți ofer. Am dat. Dar nu să zic. Singur acolo. Bara a doua? Bara a doua? Acum. Încă unul în spate, vă rog, Renu, lumina aici. Nu, m-am retras. Bravo. Bine, da? N-aș spus că joa seara liberă. Ia-l acum. Bravo. L-am oprit eu. Aia a fost cam pentru tine, trezore, dar ai și bine. La B, nu se rog. Ai în careu? Nu, mă. Da? Mult, bravo. Aaaa, se mutase acolo si de aia ti-a tras asa. Am dus cu aia, ești prost. Hai, concentrat. De aia ti-a tras asa. Sper. Hai, nu? E fai. Lunga linia, asteapta. Noi dăm acolo. Bravo.
Nu. Hai, înclinat spre singur pe drept. Am dat eu cu X, poate mai bine îți dau nunca. Bravo. Dau înapoi? Pentru eu nu cred. Uite. Bravo. Smart, zici de. Urc. Pau, marginea asta te ajută. Hai să urcăm cara, noi. Excelent, bă. I-am dat soluție în spate. Vine mai aproape de noi. Pe poate acolo. Le-ai mâncat cara. Te las, te las, te las, Luis. Dă-ți 16. Bravo, dă-i-ne. Nu, am dat lung. E ok, e bună. Da. Vezi grijă, bara doua și între linii. Aici, Marco, nu ieși din careu. Nu ieși din careu. Hai că stăm bine, n-au unde. N-au, n-are cu bine, bravo. Perfect. Ești pe dreapta, Benny. Stângă, Leon. Nu mai știu. Cred că stânga e mai mic fundașilor. Trazor, acolo vreau să duc. Hai, strângeți atunci, strângeți. E la mine asta. Lasă că e bine. Oli? Pressing aici, abandon. Da, eu? Bravo! Hai, Andrei! Bravo! Bine, mă! Excelent, așa am și vrut. Acum am dat față, nu mi-a dădea că se lovea de ea. Doar cu poarta goală. GG, hai, hai să ținem un mic mult. Let's go splash him, let's go to my father. Go by Luke. Ah, I'm crazy. Ai ținut o secundă și o dădea Luke. Da, pe aia s-am vrut. Hai, atentă, bandă aici. Jos de pe o linie, jos de pe o linie. Două în out. Asta am ce vrut că eram singur acolo. Haide. O pauză, doi final. Blatul ăla m-a lecit. Nu mai dădea Andrei golul ăla dacă era așa. Mama asta nu se desface așa pe aia. Le face șuș cu aia cât poate. E pusă singură. A, e pusă singură? Da, am selectat acolo. Aleargă de nebun. L-aș înjura direct dacă aș putea. Hai băiți, a doua repriză și mai bună, haide. Dacă mai sunt spate, rupereți-le plasele acolo. Bravo, Ben. Da. Atem bandă? Vrem? Uite. Da? Da, repede. Vedeți că se lasă mult spre margine. Deci ce? Încă o dată. Aha. Hai ca să-ți make. Prima a fost bună, intim. Ai lungă, Luis? Iei locul, Luis. Îți make. Iei locul. Da. Da, da, da. Hai re, nu pe a doua, bravo. Da? Dacă poți să faci eu. Aaaa, meni. Lasă-l pe Benny. Linie, linie, linie. Centru. Vreau Marco, te ajut bandă? Mai departe? Prin carte. Hai aproape. Vreau să-i să fugă stânga dreapta. Da, Benny. Până vomită. Pasă-mi bine, hai. Nu e nimic. Tu Sky. Tu Sky, la dublaj. Dau înapoi. Da, Renu. Bine. Bravo, Renu. Frumos, pasajeți. Bravo, Ben. Perfect. Ah, bravo, bă. Bine, mă, Andrei. Bravo, băieți. Bravo, mă, Ben. Ce faci,
Ce post? Haide. Păstrăm ritmul și concentrăm. Vii acolo. Am coborât înapoi eu. Bravo. Da, venisem și eu acolo aproape, că mai pleca unul în spate. Nu știu dacă am portat, da, am portat. Dar trebuia să dau în prima. A, la jumate toți. Vedeți că acolo la Sky sunt doi în bandă. Da, fie. Nu, no, cu Benny, da. Bravo. Aia. Back a bandă? Unul singur. E al tău, Marc. Bine. Bine. Hai, hai, hai. Bine, Dani. Tot bandă? Vezi plecare, da, și acum așteapt. La el, mă? Bravo, mă. Excel Marco, mă. Cum se rămâne așa la el, mă? Hai, de nimic. Nici eu nu mă așteptam, plecasem pe pasa de-a vrut s-o dea. Hai sus, Sky. Aha. Da, da, da. Ăla-i. Bravo. Nu e și Marco. Mai mi-e la bătă. Te ajut? Hai să rucăm noi toți. Hai. Da. Mă, pe care a venit? Băi, bravo. Te lăsase singur dacă știai. Nu mă așteptam, da. O bandă. Eu, eu singur. Stai pe care o oprește pe tu. Bravo. Rămâne în teren? Bravo. Noi centru strângeți. Suntem noi. Perfect, lasă-i margine. Bun. Da, Beni. Bine, Beni, pe a doua. Ai da acolo, nea, că n-am pe bate. Dare, nu? Mhm. Am dat repede. Ia-i locul lui Luis. Bravo. Bun. Păi, du-te la el. Lasă. Fii atent, am tras în stânga acolo, la scurt cu aia și mi-a dat pe centru. Da, dacă stai pe linia poartei, ce naiba, că trage în forță, dar nu pot să. Da. Se apără ciudat, dar e important. Dar nu știu ce faci. Hai bă, eu fac ce faci unul. Hai sus? Hai până la linie, să-i portăm un pic. Da, atât. Veni, du-te sus. 15 minute, hai să luăm și 15 minute. Te ajut? Atent centru. Bine. Doar bandă, Sky, care e Penny. Mi s-a părut offside la asta. Dar n-a fost. Hai, hai mutați. Și rămâne strânși pe centru, ca au mulți oameni în centru. De-abia cum deschid banda. Centru. Vezi lungă, Marco? Da. Îți intră bandă? Da, sunt aici. Bravo, Carl. Nu-i nimic? Ah, trebuie să mai țin. Nu-i nimic. Poate zici, ne-am mai jos de 8. Da, exact. Iar tot bine. Centru? Ieșisem pe aia. N-a dat. Oh, prostiu. Bravo, Sky. Da. Ține-o puțin, Albert, să ne ducem mai fără. Hai, așteaptă-ne un pic să ieși și nu. Hai, mai știu. Hai, mingea două, atenție. Te mingeți mai mult. Hai, Smeco. Bine. Dă-i o lui, Gim. Rău. Aaaah! M-a văzut să iertă. Bine, o retrage terenul. Lasă-i puțin. Mută. Hai, mutați, ai doi Sky, nu juca agresiv faza asta. Bine. Te ajut? Da, Ben. Te voli. Hai, Benny. Da, Benny! Da, Benny!
Du-te la prietenul tău. Du-te la prietenul tău. Marcu, ce ai făcut? Dar te-ai zbit în mine, nici n-am... Să vezi să-ți amorti din vorbul ăsta, Benji. Ate minge lungă? Ultima fază, băi, stai să luăm clinchit-ul ăla. Imagine. Nu de linie? E unul singur. Astăzi doar pe aceeași parte. Vedeți skill la linie. Exact, ăla-i. Luis, dacă ți-a luat locul Ren, nu intră cel mult. Iai tu locul lui. Stai eu cu pătrarul ăsta. Benji, du-te pe unul. A doua, Benji. Spesialitate. Nu, e acolo lungă. Și ar trebui să fie gata. E gata. Nu e. Jucați. No, no. Bravo, băieți. Nu m-am dus acolo bara a doua că nu era în altă la, așa mi s-a stau pe prima bară. De-aia am zis bine să duc. Da, pe aici știu, exact. Am avut și eu o intercepție. Bravo. Îți dau statusul email la grei. Oricum, exemplar, băieți, 0 și 2. Nu mai prin team of the week, că nu joc acum. Frumos, calm, fără toxicitate. Asta e ce trebuie să jucăm. Ia și jocul, man. Când te lasă, te lasă, când nu, nu te lasă. Nu faci tot ce faci. Dacă îți pui în cap că nu te lasă, normal. Refuz să cred că noi suntem atât de slabi că suntem bata aia 5-1. Are, nu există așa ceva. Nu, dar aia au și un stil care pe noi ne dezavantajează teribil. Noi ieșim mult la pressing și joacă din toată. La 3-1 toată lumea pe da, au căzut și psihic. Ultimele două goluri, nimeni nu mai juca nimic. Dar eu zic că și primele două le-am luat la fel, tot pe chestia de-asta, pe... Bubuială, știi? Adică nu ieșiți la jumate, la pressing sau destul de sus și dintr-o dată schimbarea aia de parte și... Da, am dat clăză. Hai, Lorenz, zici și tu un lucru, Beni. Mă duc și eu până la baie, o secundă. Pe line-up era Lorenz, foarte mult. Nu, joacă tot să te... Mereu avem probleme și nu neapărat că ne dă gol echipa respectivă, dar nu putem să pasăm noi cum pasăm în mod normal. Fiindcă ne scoate de ritm, așa. Ei au și posesie foarte bună pe spate. Dacă ați văzut... Să învățăm să jucăm sub presiune, aia e clar. Să învățăm să jucăm și sub presiune rezultat. Eu consider că pe echipele astea ar trebui să le lăsăm să... Adică să ne retragem noi mai jos, știi, să nu mai aibă opțiunea asta de minge lungă. Și atunci ei nu o să joace chestia asta, nu o să mai aibă unde să joace. Exact. Și o să-i prindem noi pe spații largi. Cu 2-3 oameni cum ne prindeau ei, știi? Că eu sunt gata. Pressing-ul pe care noi îl făceam, ei îl dejucau dintr-o schimbare, de la lb la rb sau invers. M-am uitat la meci a doua oară, știi? Și în 2-3-1 poate făceam fața mai bine la asta, ne mutam mai bine stânga dreapta, dar pe 1-2-1-2 e greu, că suntem centrali toți. Mie mi s-a părut că e quality și cu Dream Team, am luat multe goluri pe poziționare greșită și pe... Pentru că nu suntem în stare să degajăm minge. Plus că nici nu s-a recuperat. Și hai să vă zic o chestie. În 4-2-3-1 mergea foarte bine pentru că juca și pe un și Lorenzo și Cristi Andrei. Deja doi au scăzut în formă, Andrei și cu Păun. Deci e foarte greu să mai meargă formația în... Plus că și la CDM știți foarte bine că s-a scăzut mult formă. Și e multă presiune și pe apărare și nici pe atac nu face mare lucru. Asta e... Adică eu am 4 plus un CDM cel puțin trebuie să fie în formă pentru formație. Iar 4-1-2-1-2 nu mai știm să-l jucăm. Lorenzo atunci cu 4-1-2-1-2 primul lucru întreabă de ce jucăm formația. Iar e formația noastră de bază. Iar Beni a jucat exemplar poziționar acolo. De asta s-a și cunoscut. Am stat atât de bine în teren. E greu să joci două formații la fel de bine. Sunt și stiluri diferite la ele, nu e neapărat doar formația. Atunci de când s-a schimbat nou un premier cu cealaltă formație, s-a pierdut oarecum identitatea echipei, nu?
Păi n-ai cum să joci doar o formă asta. Nu se juca nimic, frate, cu aia. 4-1-2-1-2. Nu că e de tot noi, tot din poziționare o rezolvăm. Și din vorbit, și din coordonare, știi? Nu contează, noi trebuie să fim jucători să jucăm orice formație. Exact cum a zis Ren. Jucăm ce stil impune și adversar. No, jucăm da, formația, mai mult asta e decât formația. Trebuie să ne pretăm și noi pe ce joacă și ei, azi, că nu sunt slabi, adică nu au ajuns aici de și de acolo. Hai, Wolves, am înțeles. Ce e cu petrolul, Trazon? Hmm? Ei trebuie să... Noi tău. Stai că mă uit. Da, noi trimitem. Ei trebuie dacă-s gata? Nu-mi trebuie, dar vezi că Silviu nu mi-a dat. Dacă au vrut vă manager, tu... I-am scris în privat. Uite, de exemplu, petrolul față de Craiova o să aibă alt stil. Mm-hmm. Știți că joacă multe mingi luni și... E joacă asemănător cu aia, poate mai slabă posesie. Îi găsești? Da, îi găsesc. Încerc să le trimit? Trimite-le. Și măcar o să vadă că au primit timpul și poate să se uite pe Facebook. Le-am trimis, vezi? Probabil nu o să accepte. Trebuie pe stie în cos. Ideea e că trebuie să începem pentru premier, că avem la și 4 și... O să cer 5 minute, la 55 trebuie să jucăm. Aici la și 3-7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 -
De acceptat nu o să accepte acum, sigur, pentru că, na, dar măcar au văzut. Să sperăm că intră pe Facebook. Poate să stăm meci și să mă uit? Poți să vorbești dacă vrei rând. Sunt în meci, mă, au... e minutul 71. Coi. Cu cine joacă? Metalul. Cu Metalul. Au 2-1 cu ei. Cât e scor? 2-1 Petrolul? Mhm, da. Dar cum dracu i-am găsit în lobby? Poate au jucat de lobby rezerv. Trazor, să înțeleg că asta a fost blatul ăla puternic cu Craiova? Da, și ne bat, da. Ne bat în Champions League. Și ne bat în ucele. Cum ar fi? Cum era Champions League ăsta, scorul ăsta în Champions League? Dar cred că suntem în stare să le mai dăm o dată. Nu prea s-au regăsit meciul ăsta, ce-i drept, dar... Dacă s-a putut odată, se mai poate și a doua. Dacă nu a avut șut la poartă... E vorba doar... Din punctul meu de vedere, e vorba doar de concentraj de voință la noi. Când vorbim și ne dorim și jucăm tot ce se poate, cât de repede se poate, cât de bine se poate, ne iasă joc. Când avem jucători care nu vorbesc sau jucători care nu chef sau nu se simt bine sau așa, nu ne iasă joc. Se simte chiar și o singură piesă din angrenaj, de tot joc. Că-s eu, că-i Andrei, că-i Trazor, că-i Lorenzo, că-i Epic, că-i oricare. Dacă e cineva care nu are chef, e clar. Dacă ar veni și la noi 500 de milioane, vă sponsorează și joacă o da, corect. Băi, sincer, joc, eu știu ce zici, dar noi jucăm de plăcere aici. Eu joc din pasiune, da. Normal, mă glumesc. Și toată lumea joacă competitiv doar ca să câștigăm, nu? Și la doar toți. Momentan, da. Nu, dar sunt zile când pur și simplu unuia nu iese jocul, încă nu vrea sau nu-și dorește. Uneori... Uite, și eu, mie uneori nu-mi iese nimic, pur și simplu, sunt bătut în cap. Da, dar nu avem acel spirit în fiecare zi, dacă am lucrat la fel cu aceeași dorință și cu aceeași motivație și în cap. Asta de atitudine, da.
stradă. Mentalitatea. A, păi, uite, spre exemplu, acum s-a vorbit, s-a vrut, s-a dat, s-a făcut, s-a trăit și ne-a ieșit jocul, nu? Bă, s-au greșit mici, normal, că în orice meci o să greșești mici, dar... Per total am bătut 5-0, nu? N-au avut și la port. Deci s-a jucat bine. Dar asta tocmai pentru că s-a vorbit. Și noi, în UCL, spre exemplu, n-am avut aceeași dorință și nu am avut aceeași, nu știu, patos, să-i zic, că, la fel, nu știu cum să-i zic. Am intrat parcă așa, în două ruleli și, a, că batem și pe ăștia, că să noi suntem buni oricum, știi. Ai toate chestia, trebuie să intrăm concentrați, în rest. A, mai e, mai e și cu un duș rece de ăsta uneori. Normal, nu? Păcat curling și toate de genul. Da, corect. Ce mai bine măcar luăm în primul meci, știi ce zic? Măcar o victorie sau un egal, pe oricare plan, le ținea mai mult încă. A, până la urmă suntem acolo, știi, adică nu-i nimic pierdut. 3 puncte în premier, da, aici suntem pe 2 la egalitate. Mamă, lol, uitați-vă la petrolul, că i-a dat gol metalul direct din lovitură liberă. Da, la bara la vincru, da, în minutul 90. Și până la urmă, băieți, că o fi în Champions sau o fi în Premier, dacă nu reușim, sau poate nu reușim în niciuna, asta e până la ce putem face. Trebuie să fim uniți ca grup, trebuie să ne luăm de la capă, n-avem ce face. Se poate așa deodată, hai, gata, suntem cei mai buni de pe planeta asta. Normal că sunt alții mai buni ca noi, dar trebuie să muncim, să fim uniți, să ne antrenăm, să... Așa e, poate la 2 nu mai avem șanse, dar locul 3 promovează în primii. Mi-a zis Saron, chiar dacă nu e oficial, locul 3 o să promoveze, știi? Ideea albergeți să zic în felul următor, dacă adversarul e mai bun și noi am jucat cât de bine am putut și ai toată lumea și-a dorit și-a vrut și nu s-a putut, nu s-a putut, au fost mai buni, da, știi? Nu, am înțeles, am înțeles. Aia e tot, dorință să fie, știi, ca la fotbal, că și antrenorul aia vrea să vadă că așa te arunci acolo cu capul în gheață, știi? Da, și la câte 80 de meciuri pe sezon, e greu, la fiecare meci să rup toți. Normal. Să joci normal împotriva echipe bune, mai ales da. Și Premier, ai văzut și tu toate spune, să-mi bag cracul, că nu e una care... Normal că e greu și e stresant și așa, dar că dacă vrei să fii între cei mai buni, trebuie să tragi, că n-ai ce să faci, altfel n-ai cum. Altfel ajungem o voință a campionatului, care și ai clasat bine, dar așa o să fim și noi. Campion de campionat clasați bine și ne mulțumim cu atât, știi, dar nu cred că... Majoritatea lumii, adică aici, eu zic că vor să fie pe primul loc și cât de bine se poate. Sunt foarte multe echipe bune, știi, și poate unele sunt mai constante ca și noi. La problema e de atitudine la noi, ți-am zis. Nu poți să intri cu atitudine, n-ai cum. Te trimit la Nemț într-o echipă, dacă nu vorbești pe fundaș central, toți patru că știe, ca nici pe la Nemț. Eu iau cele mai multe scheme coordonare de pe fundaș central. Eu am față nici nu vorbesc pe acolo. Nu poți să te preginți în halul. Și aceeași greșeală, mereu. Asta nu e numai de la fundaș. Pleacă și de la mijlocaș și de la... Că pierde multe mingi în față și... Și nu dau vina pe fundaș. Dar cu un pic de coordonare, știi, măcar că dai chef și la celălalt. Bă, începe unul, să zic. I-a bătut Galaxy pe Clus cu aia, nu cred așa ceva. Mamă, ce război, să vezi acolo. Dacă mi-i băteam noi pe Craiova, era glas. Să vezi acolo, postare. Auzi la Teo, pe ce apă să ieși din grup? A scris la manager. Să roși pe ăla, Chris, de la Ceringuito sau cu cine avem filme. Să ne așteptezi. Da, da, îi scris. Da, stai că nu-i găsesc. El Ciringuito, da. Ce proști cu ai. Pa, băiți. Ce ești concentrare, da? Joacă mult între linii, dacă îmi amintesc bine pe troll. Foarte ADPC de mea. Hai, pleacă lor rândul, notul ăsta. Razor? Hai, păi, nu poate, bă, da, stai. Bravo, Sky, nu-i nimic.
Da, încă una? Bravo. Hai cara prima. Hai că cara, e red. Cara, red. Seamănă și la propriu. Pleacă jos. Sus, sus. Bravo, bravo lui. Bine, Luis. Mai cam, acolo că nu e nimic. Cu tine, mai lung. Hai și noi sus. Vorbește, Luis? Am vorbit. Nu te-am auzit. Nu te auzi. Andrei? Am închis asta. Bravo, bravo, trezor. Bravo. Ai cu cornerul ăla. Nu e, nu e. Hai, fă singur aici. Bine, Rostea. Pentru? Bravo. Bravo. Asta e cu volan. Să iau locuri. N-are unde. Bine, rost. Action. Bravo, Andrei. Bine, bine. Te ajut? Lorenzo? Triunghi a fost? Bravo, smiric. Bine, rom, bravo. Singur. Și eu între voi. Îți pleacă în spate red? Bravo, red. Unul singur acum. Hai. Dreapta? Este și... Am dat-o dreapta. E ok. E bine că ai unde. Stau și bine. Dar. Bine. Hai. Hai că nu vreau cu rămânță. Hai, nu știu bun. N-are unde, rămâi tot cer. Bravo, Luis. Te ajungi. Bravo. Intim. Nu-i nimic? Hai, mai sus. Dați-ne aceeași linie. Hai tu aici, doar. I-a bătut oamă petrolul, Renu. Pe... Da, avea 3-1, am vrut să zic, dar vorbea Chris. Lung de linie? Aveau 3-1 când a dat ăla. Out? Bravo, Marco. Te ajut bandă. Ce avem, băieți? Da? Aaa, am dat din primă. Nu-i da. Bravo. Mamă, l-a lovit în ceafă. Hai, hai de prima iar. Ieși și nervezi că plec eu pe ăsta. Rău. Ține, ții margine, mai margine jos. Bravo, atent bandă. Cazuri. Grijă că nu iese, grijă a doua. Pune. Bine, Roden.
Smeica? Da. Nu-i nimic? E nimic. Vorbiți un pic pe fund acolo. Pleacă bandă? Da, jos stai. Aș tras bine, Red, nu ce să zic. Aud? Nu, mă refer la linie cum să o faceți, că ne-a prins cam nesuferit acolo. Ai Renu și pleacă Lorenzo, sau Chris și pleacă Lorenzo. Sunt liber și eu, de cu verdad. E bună. Excelent. În prima. Out. Sunt cu cea mea, dacă aveam să te urlăm. Da? Nu știu pe metri? Da, pe mine. Acum e bun. Nu e mic, nu e mic. Te ajut? Am plecat? Supine-am. M-a luat pe mine. Bate-te un pic, ei sunt toți. Frate, ce am luat? La port, nu am știut. I-am salvește. Ai lungă? Nu e două. Două în care? Ține maxim, pătrat. Aaaa, ăla-i tot. Noi dăm. Hai, cum pot? Dă-i din prima lor ianță. Bravo. Hai, Chris? Sucule pe ăla, nu, Train. Bravo, bravo, hai. Hai, dă-i poasă. Din prima? Bravo. Hai, criminal. Bravo, deci mai hai, avem o fază, dă o lungă. Hai, urcă, urcați toți aici, hai Renu, la a doua, Lorenz. Nu, doamne, e dat. Iată-mi, cred că lor le-a lăsat nouă, nu lăsat. Se bat, bă, am dat acolo. Hai, bravo, bună repriză. N-a intrat încă, dar o să intru. Trebuie să încercăm să o scoatem din careu când sunt grupați așa, că n-aveți cum să treceți. Și așa măcar iesi un pic, știi? Se da, păi i-am scos acolo Lorenzo, au zis că intră, dar i-au venit un pic surte, mici. Acolo n-am avut, sau eu spamam shoot. Hai, spamam la poartă din care mai sare pe la noi, mai hai. Nu ne pun nicio problemă pe apărare, doar 3 unghiuri, deci să nu faceți greșelile alea să le lăsați. Ate la bandă, că setați pe bandă. Fiți foarte atenți. Victoria o să vină. Nu-i nimic? Da, bine, începe. Nu-i nimic? Chris, am dat. Nu-i nimic. În care eu? Am încărcat la max. Hai că e bună pe tu, e singur? Încă una. Ce? Pe n-am ce mi-a bravo, bravo. Mamă, din nimic cu aia. A venit pe la aiure. Și alta, alta pe necrat. Să-și am putut ieși atunci. Bravo. Bravo, trezor. GG. Haide. Ai, bă, du-te. Hai, unul singur să ajută. Bravo. Hai la margine, dacă mergi repede. Bravo, Alba. Bine, lui. Bravo. Excelent. Line, 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 line. Bravo, Luis. Excelent. Tot
tu? Hai, nu ieșit. Bravo. Prea sus, că îi joacă lumea. Întoarce. No, mi-a făcut brusc reloarea. Hai că am vrut să iau. Bravo, Ren. Bravo, Ren. Uite-mă, frate, lul. Da. Hai, atacul. Excelent. 1-2. Ia uite, băieți. Asta nu-i cu aia. A, mă, m-am întors. Nu e rău, strabă. Da, din plin. Bine, stăt acum. Rângeți, mă-n joc. Hai sus. Bravo, Red. Calmă. Uite, Lorenzo. Centru. Hai 11, băieți, am bici, bă. Bravo. Atent acum pe repliere. 4 oameni, 5 oameni ne atacă. Noi dăm acolo dacă poți. Bravo, action. Da. Ia-am tot locul pe sens. Ma. Aaaa, scuze. Aaaa, nu loc. Vezi că ăla mai jos un pic linia. Pe degajuri. Au viteză. Poți să o dai de rău. Singur? Cai. Te ajut? Te ajut? Bine, rău. Ești în apă. Aaaa. Am putat eu. Că mergea rahatul ăla pe la spate. Da, și nu ieșe. Doi aici. Tu ești marcă. Action Red. Centru. Nu, asta nu pot să spun. Da, să mai știu. Nu-i așa. Prins. Nu te aruncă, nu te aruncă. Bravo. Bravo, action. A doua liber. Mă duc eu. A doua. M-a legat la asta. Da, nu da. Bine. M-a legat pe mine care am 1.70 de. Nu, dar trebuie. Și eram pe drum să mă duc la a doua, gen. Nu avem nicio treabă cu zona. O joc scurt, că nu mai avem stamina. Hai, că le dăm gol. Foul? Nimic? Nimic? Foul la ei? Nimic? Bine. Nimic? Eu, în spate. Da. Hai. Când? Nu, ai lucrat. Aaaa, ca... Cred ca e o fele. Bravo, mă. Bravo, mă. Nu nimic, ai jucat sus, că n-avem ce scrie. Centru. Nu trebuie să mă bătai, că nu nimic. N-are unde, bravo, bine. Hai la jumătate, la margine poate. Lungă mie. Hai. Bine.
La margine, deschide scrie. Hai, dă-mi un fundaș, hai să recuperăm. Hai, nimic. Nu mai lăsat. Nimic. Un nou shooter la poartă, dacă dăm un singur gol e vina noastră. Noapte. GG. Ne-am creat multe ocazii, da. Înainte. Eu n-am avut, am avut shoot-ul atâta. Da, da, acolo se pune shoot-ul la poartă, orice căcat. Da, desigur. Da. Mare au fost vreo 5-6. Mama, un pierd cu... Dar conectează jocul degajările pe atacanți pe să fugă așa într-un stil cum n-a mai fost în niciun FIFA. Deci ăștia bubuie mingea la întâmplare și cumva li se creează contraatac 2 contra 3. Da, așa e pe L1 triunghi, se conectează e foarte pe anul ăsta. De-aia trebuie linie cât de mai jos. 4, 2, 3, 1. Intră Chris, Striker, Andrei, hai le am în acesta. Pe un joc următor. Sporurile Chris. Hai să sporurile. Hai că pun și eu. O să pun acele și ca să știi statusul. Aceștia ei trebuie să trimită. Da, da. Îți dau capitan Robert, trimit acum. A, dar mi-l dai mie, nu mi-l, mă, a mers bine, da, de ce mi-l dai? Pe-n campionat, dar nu străinătate, îl ții tu când jucă. Ma, nu știu, am mers groaznic ultima oară când l-am avut eu. Parcă mi-e frică să-l mai ții. Eu oricum e random chestia, cred. Îți trimit acum, băieți. Mi-am ocupat să pun mai nou. Mi-am apucat asta. Haide băieți. Dar nu dați așa că nu se vede bine. Dă-i albastru, Albert, trebuie la ei. Nu, așa mai. S-a schimbat. A, s-a schimbat. Kiturile? S-a schimbat, sunt albastru. La mine a urmas portocalii, mi s-a părut. Nu, a schimbat în ultima secundă. A, înseamnă că... A, băieți. Hai să nu scădem ritmul. Vedeți că-s bun, ăștia știi să joc. Da. Mi-am opătrat. Hai, coordonați-vă acolo renul cu Denis, vă duci între voi. Cu mult control. Hai, că suntem... Avem atâtea meciuri în picioare. Merge scurt la pasă. Bine. Hai sus. Offside aici. Bravo. Hai să stăm plină mai jos. Da. Ieșim la offside și de, de la Renu pe da, da, Lorenzo. Să plece, da, să plece. Du-te Lorenzo la limit. Oricum cu preluarea asta în față n-are cum să se ia vreodată Ren. Știu, de-aia și fac da. Așa. Hai.
Da. Hai cu inframant. Deci la pas. Vezi ca-l forceaza pe asta Marcus sa ne le tragem cu el. Am vazut ca pe negru ala. Bravo, ma. Bravo, bravo. Vedeti la lunga. Incercam multe in prima repriza si pe sus Chris sa le cer la limita daca e. Sa avem la limita. Atem mingea a doua. Hai, mai retras. Centru, centru, hai mai sus. Presim pe partea unei mingea, nu uitați. Să strângi centru la un moment dat lui, când e mingea în bandă. Bravo, Renan. A plecat. Mamă, ce am crezut că se duce pe lângă minge. Așa, așa, hai să... Le lăsăm mingea și lovim contra-atacuri. Că ăsta e 4-2-3 în lupă. Bravo, lăiți de nimic. Hai mai să sunt în faza asta, pressing-ul pe dreapta. Vezi bara doar dacă vine unul. Bravo, Sky. Atela corner, mișcați-vă repede. Mă duc bara a doua. A doua, cara ăsta e o 16. Atenți prima bară. Și la scurt. Atent, Benny, acolo. Că am mai luat răla și. Hai că măcar când te vor să facă acum. Nu-i nimic, nu-i nimic. Atent, bază. Veți pe schimbare? Bravo, Benji. Bine, Robin. L-am luat. Nu-i nimic. Bine. Ma, n-am putut să-mi controlez jucătorul, cu aia. Nu apăsam nimic. Eram numai cu... control. Chiar tu pe ăla mai jos. Eu îți l-a schimbat. Ăla din bandă nu e așa plăcut. Bravo, Ren. Pleacă, pleacă. Nimic. Hai. Tot a ta? Centru? Uită-te și spre Ren. Here's timing. Ia vezi, Mar. Dacă jucați între voi, se face mai mult cu spații acolo. Poți să avansezi și mai mult. Pentru te vezi? Da. Ah. Da, trazor? Da, te ajut. Lol. Bravo. Margine? Da. Bine, încet. Eu. Bine, presim. Bă, short, short! Bravo, Sara. Bravo. Hai. Hai, 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 hai. Te-am videot cu mine. Mamă. Bravo. Mă, mă, scuze, Luis. Riscat acolo, Luis. Da, e băgea că mi-e nou părăt, mă, asta. Bravo, bravo. Hai sus, 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 sus. Aici. Aia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 i
s-a dus pe unul. Nu-i nimic? M-am retras ca am zis că eu de lua la acolo. Bravo, hai, Bede, hai un pic mai. Hai, gata, nu mai, urcați.
Deci ce stau mai rău la limit, ai grijă mar cu camera pe timp. Bravo, Sky. Da. X. Ajut? Mă bag. Pau? Hai, mai jos, pe tras. Da. Da, 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 bine, mă. Nu am încercat perfect timing loc. Centru. De trângirile. Da, mor de nanda cu Andrei, poate să. Da, cu Andrei, eu centru. Ultima fază aici? Oh. Grijă. Para a doua. Nu-l mai prind. Pe gol la. Am dat pe timp. Hai, nu nimic, hai să jucăm. Am fugit în alții ceași timp cu el, dar nu, nu l-am mai prins. Nu pot. Hai să jucăm la jumătate, să repriză la doua până acum ce pierd. Adică să-i portăm să pierd mingile sau să le portăm. E solicitant pentru voi, mai ales, trebuie să folosiți mult camera. O să știți când, când o pierdem noi în fața acolo. Păcat că nu era presiune acolo, la pasă. Hai. Am zis când deschide Lorenzo centru. Asta nu sunt bani. Cum să zici? Nu era readapt intra, da. Asta era, a fost forțat, rog, pentru ultima fază. Hai, Andrei. Bravo, Luis. Bine, urmă. Bun. O faceți un pic, că atacați, acum aș... În atacă puțin, și... Că ataca, vă retrageți și iar ataca, știi? Ca să nu prindă timing-ul la față. Și nu mai coborâți la muram. Hai să stăm sus într-o. Aud. Hai, lungă. Gata. M-a blocat. Hai, prava, lasă-te. Rămân? Da, bine. Nu înapoi, Cara, nu mai întorc aiurea la astea, că nu faci nimic. M-am întors, n-ai văzut unde eram. Da, dar mă forțesc pe mine să schimb poziția și nu mai pot să ies la intercepție. Asta e problema, nu că... Bravo, da, bravo, asta e. Asta să se spună. Stai așa, stai bine. Tu dau cu Lorenzo? Păi e mai ușor să dau eu zi. Mai cam dat-o. Pune și așa. Merge și asta. Mamă, cum se apărește. Arle, nu? Aaaa, ce animat. Bine, bună fază. Excelent. Vă despre ce fac. Da, pe jos, du-te Marco acolo. Da, da. Sau? Centru? Da? Am încercat. N-am apucat să mă scuze. Bravo, Benny. Nu-i nimic. Hai să plecăm bine cu oameni. Nu
Vezi că o lasă din adins așa, o să facă ceva repede. Când o să putem, o să schimbăm un 4-1-2, Albert, cu Benny Legend. Stai tu, Marco, pe la bara, da, acolo, sus. Mm-hmm. Ai căcat, culii mele de fază. Două greșe, adă. Nu ne iar. Nu se poate să iasă elasticul ăla din peșat. A, rămâne tot la jumătate, n-am. Am pulgat tehnic. Hai, fotos. Doamne. Nu te nervezi. Nu mă enervez, da. Face numai prostii de animal. Să ia, stăm. Bravo. Da, trebuie să stăm, știu. Intră pe el. Hai la jumătate. Da? Bravo, mă. Stau, uite mă. Uite mă, n-ai bon. Uite mă, stau, 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 10. Hai nimic. Bravo, cu fază. Centru liber. Bravo, Luis. Da, una pe nu fugi, nu fugi. Bravo. Da, Lorenz. Ce film. Era țărcat aiurea. Eram eu sus la asta. Despărțiți-vă. Eram mingea bandă și am crezut că poate ajunge tot ce-mi fac. O dai tu, Roman? Ha. Du-te mai aproape, pentru... Mă bate rău, totul, dar trebuie și nu pot. Îmi lasă pe cara, cred. Nu știu mai. Nu plin. Bă, dar mai rămâne mult la el. S-a închis televizor. Păi ni l-au închis și... Ce pula mea, unde ficioare nu trebuie cum alea din ce orice? Doamne, ce animație. Hai, că nu o
până la urmă. Nu mai știu ce formație am băgat cu ăștia în următorul meci, dar și când 4-1-2-1-2, Renu CDM. Intră pe un, de ce nu? Asta nu e echipă să dea 4-0 și pe mine asta, sincer văd. Nu e, dar... le-a intrat tot. La alea două primele, că alea alte următoarele sunt pe ale noastre. Și primul, da? Ăla al doilea cel țin a fost tot tâmpit. La cât e? Te vorbești cu ei, Chris. Mhm. Mi s-a părut că am fost foarte, nu știu, descoperiți pe centru și... jucau 3-5-2, nu? Cu 2 CDM. Da, ei joacă 3-5-2 și au superioritate pe flancuri. Au superioritate păi peste flancuri, tot, dar de fapt. Noi aveau găuri în centru foarte mari. Da, că trebuia să strângem, gen, era un CDM care strângea în bandă, că trebuia să-l ajute pe lateral, ăia fiind 2. Și da, atacanții doi ieșeau la pasă, știi? Ieșeau din dispozitiv. Păi da, acolo trebuie să vină Lorenzo, nu trebuie să fie CDM-ul neapărat. Da. CDM-ul undeva pe a doua bară, ca să închide centru. Lorenzo coboară pe bandă. Ne descopereau cu diagonale. Cu da. Dream Team tot 4-2-3-1 așa? Nu. 4-1-2-1-2. Dacă nu greșesc. Știți cumva dacă noi trimitem cu ăștia sau nu? Parcă noi, nu știu, Albert, uite. Tot ei trimit. Cred că tot ei. Mariu? Nu, noi îi trimitem la ăștia. Da? Da, cum să nu? Meciul 2 noi îi trimitem. Dă-ți un test connection dacă ți-a mers prost, Andrei. Tine eu, da. Capitan. Da, noi de a avut Albert de ăsta. Hai ca nu dau, da. Da-ți ca ai timp, nu au văzut mesajul încă. O echipă bună care se apără bine în 3 inși te domină la toate capitolele numeric. Iar ăștia nu că se apărau în 3, se apărau toți. 3 cu încă 4 erau. Parcă erau toți pe atac, toți pe apărare. Așa e 3-5-2, așa funcționează. Ăia doi pe bandă ară terenul, sunt și fundași și atacanți. Și CDM-ii strâng tot. Noapte, băi. Noapte bună, Benny. Noapte. Noi n-ai rost să mai știu în 4-2-3-1 de acum, adică dacă îi luăm câte 4 și 5 pe 4-2-3-1 degeaba, că nu ne chinuim nici noi pe atac. Da, e mai dificil. Măcar jucăm, frate. Jucăm pe noastră, să ne cine a făcut cu aia? De fapt, cine este asta, pe ce? Ați câștigat noi! Am înțeles. Dar ce-au făcut? E voi tu sau? Ia bă, după ochi. M-a scos din party cu aia. What the fuck? Bă, ce rupte. A făcut poză la hârtie cu ochiul și a tras la partea. Crazy.
Dar cu ultima poză ce e? E un cur. Și-a poză. Ăla e cur, 100%. Nu poză, cred că ăla e lui Aniluș și că face așa ceva. Nu, e al lui Mirela, Manuel Adrian, care comandă jumătate. Trazoare a zis Agher că a pus el line-up-urile. Bă, sper să nu fie curul lui Mirela, că dacă e curul lui Manuel e ok. Dar dacă e curul lui Mirela, e nasol. Eu nu am fost eu în line-up cu Petrolul, ați auzit? Dar nu l-a pus cineva de aici, l-a pus Angel. Totodată mă mir de liga în care joc să-mi bat picioare. Doamne, nu se crede așa ce. Te mai miră ceva? Ce ai pe grup la admin? La manager, la admin. Ce-au zis ăsta? Ce dracu vrea să zic de cu MP, bro? De unde e MP? De la FM. Mesaj privat. Mă rog, al mine. O pulți MP. MP? Și n-am niciun mesaj privat. Ce-o fi scris ție? Mie, sincer, nu s-a văzut nicio schimbare, nici la... Adică, e un pic mai agitație, mă. Dar ne coordonăm, să vorbim. Cara acolo, două goluri, te-a prins sus rău de tot. Un gol al lui Sky, unul al lui Benny. Care? Golul 3, în minutul 84. Te-a mai prins la 1. M-a mai prins la 1? Da. Te-a prins la primul, dar la primul nu prea avea ce să fac. N-am avut acolo ce să fac la primul, da, am fugit în așa să greșească, pasă și de. Da. Da, mă refer că și dacă te-a prins, era mare diferență. Lin. Marcu, jos, sus, foarte sus. Nu înțeleg care e greșeala acolo, trebuie să mă uit la metru, că așa nu mai merge să știu. Care obișnuiește să urce repede. Nu mai știu. În momentul în care recuperăm și prindem, avem posesia, urcă primul la cer. Trebuie să facem ceva, nu? Trebuie să urcați, adică ori să urcați amândoi și așa râsați pe ăla în offside, ori să stai mai lejer un pic cu gala cină și să-l aștepți pe Marco. Nu pare fi o presiune atât de mare să nu poți să te concentrezi la linie și să și coordonezi stângă avea. Dă-i în pula mea, erau de niște lentori de să te bată pasă. Pase previzibil. Tu vezi altceva de acolo, nu. A fost linia, a fost tot. Da, nu mai lua personal, Cara. Nu mai lua personal. Asta nu, e da. Tot. A greșit tot, nu, nu lua personal. Cara, dacă tu nu zici o schimbare între 5-1 cu Dream Team și în seara asta, 4-0. Ce 4-0 a fost? A fost 2-0 și ne-am dat gol 3 și 4 în 84 și 90. E-Gamers, spațiu FC, Trazor. Îți scriu aici dacă vrei. E-Gamers. Cu I, nu? Da, da, e normal. Așa scriu și trebuie să-i găsești. Aici pe spate e vina la toți, mă. Eu nu mai fac nimic de ultimele 10 meci, o mai scot un mici. Hai să-i batem pe ăștia și vorbim după. Așa suntem, am căzut nimic. Asta e oricum premierul, gata. Am fi obosit. Mai știi? Nu. Hai, 4-1-2-1-2 ai jucat bine în campionat. Nu mai concentrat. Check on YouTube, Florin Salam, please. Hai băieții, că e ultimul meci. Pleacă Lorenzo.
Raf. N-ai acolo? Raf. Da. Nu poate mai. Nu le-a dat pasă și... Atent. Bine. Bravo, pe unele, nimic. Hai să-ți un pic. Dacă ba repede... Hai mai central la fel. Hai să-l spus. Bravo. Du-te singur. Da, bine. Bine. Nu m-a luat ala. Ai dat X? Da, da. 3-1. Nu, asta e încă, nu, de 2 ori. Hai, mai sus, vezi. A, am dat-o stânda. Bun. Atent. Nu iese care e la tine. Mamă, cum a dat-o afară. Bravo. Mai sus. Mai, mai bun. Scuze, trebuie să dau X. Hai pe albă să facem. Dreapta, dreapta. Un, doi. Am dat cu trăză. Bine, bine, pe tafel. Singur? Aaaa, era ținut, era greu să-l ia. O luam pe lângă porta, nu simt. Hai, rămâi tu aici. Bravo, bun pres. Noi aici? L-a luat pe vreme. Bravo. M-a tras pe mine. Pe mine la fel n-ai văzut? Iisus te Hristoase, ajută-mă. Trec. Deschide, deschide lui. Bravo. Sânge, sânge. Bine, Lorenz. Pe lângă mine. Hai, man! Bravo, cara. Hai, 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 din mine. Scoate-o! Nu știu ce să fac, nu știu ce să fac la fazele astea. Nu pot să dau nimic. Țineți oamenii aici, man, că de aia nu stă nimic. Bravo. Hai, am acasă. Să-l iei pe lângă tot. Dreapta. E singur. Au, tonto. Lasă că e bine și așa, că și eu libertate. Hai mă. Din prima a pune. Am plecat. Bravo. Te bagi trăzuri? Mhm. Da? Da! Oh, ce am făcut. Cu 0-1. Bravo.
Luis. Ia să te ajut. Luis încearcă și cu audio. Trebuie să mai dau și eu. Am avut să încerc Luis, n-am putut în acolo. Scuze, nu intrați în nopțe, dar l-am pierd timing-ul ăla. Bine. M-am băgat. Bravo, Luis. Bravo. Vim acara? Bravo. Bravo. Hai mă! Bravo, Luis. Bravo. Ia-i de eu o să aici. Eu mare, hai la la margine, pleacă pe unde. Maestro. Bravo, caracolo, tu ai scos-o de pe linia forță. Mm-hmm. Nu știu dacă da, era. Da, era. Adică mai era unul pe linia lângă tine. Nu știu dacă ajunge. E, căcaturile astea contează la noi, mai ales la ce morală. Dacă luam gol acolo, iar altarul Dumnezei mă de joc. Hai, nu vreau să mă înțelegeți greșit, pentru că noi nu avem nivel în momentul de față, scădem 4-0. De asta mă și... vreau să vă și explic, știi, și mai mă iau și de greșeli și de chestii astea. Nu suntem să pierdem 4-0 și nu. Pur și simplu știți că dacă noi eliminăm greșelile alea personale, sau cel puțin nu să nu ne repetăm, una e de înțeles. Băi, da. Noi suntem echipă, poate să ne luptăm cu oricine. Pierdem 1-0, 2-1, nu poate să-ți scrie nimic. Și cei de bătut, bate. Bă, futu-ți gâtul, mătic, nu mai pot. Când craci și căcaturi da. De-astea de trec pe lângă ele, zici că sunt idiot. Bravo. Excelent. Te ajut. Bravo. Bravo, Lorenzo. Bravo, Luis. Bravo, mă. Ăla era gol. Lăsați, se poate să zâmbătă. Da, mă, 2-0. Bravo. Excelent. Singur sunt în centru. Acum nu mai. Bravo. Excelent. Mie dacă mi-a dat din primera am liber. Nu-i da, lui este bravo. Trebuie să zic și eu ceva. Nu, nu i-am la față. Bravo, bă. Eu da. Centru. Am 3 inci și gros. Nu pot acum, că o să când termin. Bravo. Deci la meci, uite, la meci, spectacol.
Ce dracu adă? Offside? Am foul. Au de poartă, a fost rău. A, a fluierat că ai dat înainte tu ceva la Giole, probabil. A fluierat arbitru, da, de-aia în mamă. Ce? Cum cred așa ceva? Bravo, te ajut? Rămâne. Bravo, Lorenzo. Bravo. Pentru tine, pui. Uite cu dedicație. Eu ăștia de la EA, eu cred că sincer acum ar trebui să ne plătească pentru jocul. Deci nu, serios, la ce? Serios, eu joc, că e atât de acolo. Să-l jucăm. Păi, al doi. Brata, am făcut decal la... Crezi că o iau la primul. La top oricum stăm, măcar să ne scoatem banii de premiu. Pentru următorul cu eu. Eu spune. Deci e posibil să luați Andy la fallback, nu? Uh-huh. Sigur, eu am adică nu am sigur, am doi. Tara? În pe doi, dar ăla de pe unul are băgate în ele, dacă poți să vorbești. Și ești pe doi, nu? Da? Da. Da, și pe doi. Dar și e diferență mică. Sacă. Alberto cum ești? Și Lorenzo e, mi se pare. Lorenzo e pe unul. Cred, da, cred. E bine, oricum, dacă strângem măcar 4 team of the season, luăm 100 de lire. Da. Ne plătim premierul următorul sezon. Mai avem și lucruri de aici. Da, ei nu-i dau nimica? La ce locuri dau bani? 1-2. 500 cu 200. Da, da. Nu e pe la nups. Ah, sezonul ce viitor, internăm pe primul loc și aia. Asta e mai greu să gândim că vine și vara. Bravo, car. Na, la noi deja carantină. de mâine s-a terminat carantină. Da, poate bine, ne mai... Mai recreăm și... Nu cred că ne-am șutat. Mersi. Dar n-am vrut să te am crezut că dai direct din ea. Hai să luăm clipul. La joc am zis. Da. Hai să ne apărăm din să luăm clipul. Bine. Încerc, Andrei. Singur. Și Andrei e probabil. Încă unul. Încă unul. Încă unul. 90 de. Hai, hai, defensiv. Am mai jos, am mai jos. Lung de linii? Ne-a rămas și de tocar acolo. Asta zic și adversarii ăștia acum de spre noi. Niciodată nu ne bat ăștia 4-0. Tare și pe timpul. Dai seama ce e la ei acum. Oricum și e ocazie de două acolo, da. În mare. Ai avut să iei volan cu 28 acolo? Nu, 11 recuperări, 0 pasă greșite. Da, 20 de meci, nu mai scoși.
Mă simt fotbalist cu IG Gamers ăștia. Mai joacă cineva ceva? La pro? Eu aș mai juca. Și eu aș mai juca. Mai vreau să jucă, să încerc un build. Chiar l-ai pus pe ăla pe une? Dar ți l-am dat acum? Gen, acum vreau să-l încerc, dar n-am vrut să-l încerc acum pe un meci. Eu v-am lăsat noapte bună. Noapte bună, mă duc. Pa, noapte GG. Noapte bună, Carl. Noapte bună. Noapte bună, Luis. GG. GG, GG. Chiar sunt curios cum se mișcă. Băi, l-am încercat eu o repriză la drop-in. Dar surprinzător m-a rupt pe stamina, nu știu ce dracu. Bine că n-are mult, are... că eu n-am nimic pe stamina. Are 85, da, păi probabil că o să fie un plus față de ce ești obișnuit. Normal. Care mai vrea să mai vină Andrei, Lorenzo, da, avem niște perioade ciudate, uite cât de bine ești că 4-1-2-1-2. Îmi pare rău că n-am jucat și cu Ciringui. Nu mai înțeleg. Erau slabi ăștia, poate noi, nu știu. Ești ultimul loc, dar... Da, erau slabi rău ăștia. Dar totuși ai bătut 5-0 cu eu, bă. Da. Și Petrolul 9-1, ca zic, șuturi. Ia vezi, Mari. Hai, ne vedem. Nu mai joci? Nu, da. Vedem, poate pe weekend. Eu știu cum mă crezi, eu aș lua acum PlayStation și la hard ca pe geam. Am înțeles. Nu ai suport, abia aștept până vine septembrie, să vină celălalt, să vină alt joc, să vină altceva, numai. Deci vreau să... În fine, hai, ne vedem. Noapte bună, ce zic? Luni, GG. Lorenzo? Mario, nu puteți să-i dau nimica. N-am auzit nimic. România zic nu ne dau nimica dacă câștigăm campionatul. Ce dracu să ne dea, mă, pe aia? Lorenzo, vii? Eu până să avem premii și astea ar trebui să... Ok. Vorbească în pula mea, să facă și el ceva cu televiziune, cu ceva. Măcar acum să se fi mișcat. Așa i-a luat prostul la fața. Îți trebuie relații ca să... Știu că-ți trebuie, n-ai ce să... Nu știu, mă. De unde să vină premii dacă sponsori? E băiat bun, a creat lucrul ăsta. Și tot ce a făcut aici, el a făcut. Doar că e învechit. Exact. E, nu mai... Adică e depășit total. Na, familie, copil, FIFA nu mai știe. Relații nu are, stă în Irlanda. N-are nici măcar... cineva să-l ajute, adică toți adminii și toți oamenii de pe lângă el sunt învechiți. De ce nu te faci admin? Ce crezi că fac eu dacă cum fac admin? Tu mai ai ceva, eu nu pot decât... mai știi, știi să și proclam și de toate față de el. Păi și cu ce ajut comunitatea? Eu oricum o ajut prin ce fac amenez. Și că am ridicat nivelul și național și campionatul. Nu, în staff trebuie să fie niște persoane care să... se pricep la marketing, la că... chestii din dinu, nu știu. Cristi are absolut orice trebuie, ce VPL-ul n-o să aibă. Cine are pe noi, s-a schimbat echipamentele? Da. Are o națională și un manager. Și multe alte chestii, echipe bune și... Hai că am ieșit și eu. Și acord de la ei. Noapte bună, Sky. Tocmai de asta zic, îi trebuie în staff pe cineva care să știe marketing, să știe să... Plus că l-are pe Aaron. Adică... Da, da, trebuie ceva local, aia e. Ca să crească local, știi? Eu vă pun o întrebare, mă, Cristi dacă ar băga taxă pe campionat și premii pentru cupă și credeți că ar fi mai bine? Mai ales că Aaron are aprobare de la eSports. Nu știu, știu cât ți-ar da, că sunt mulți copii, știi? Dar... măcar am jucat și noi pe ceva, mie mi-ar plăcea. Nu prea mai sunt mulți, scopi. Majoritatea echipelor uite pe ce manager. Da. Da, corect. E și adică... hai să propunem. Propuneți la manageri acolo și vedeți ce zic. Fiecare manager își întreabă echipa. Sau poate să fac direct poll pe grup. Să vedem ce zice lumea. Când a fost cu donații, știi, toată lumea a zis că... ia banii Cristi.
Adică bănuiesc păi nu donații, înscriere cu aia, direct. Scuze, Lorenzo. Nu, pe asta zic, când a fost cu donațiile, a zis că ia bani implicit, eu pe știu. Acum, dacă ar face, cred că s-ar da 100 de lei de echipă, nu? Da, clar. Clar, și cred că s-ar și juca un pic mai... mai calm. Cu Liga a doua, cu cupă, cu premii. Eu mă uit în VPL acolo, cum joacă nenorociții aia cu aia, că se apără 15 în care... Lasă naibă. Și sunt slabe, adică nu, nu ies din careu, dar se apără de foame, gen, chiar să-l vede că se joacă pe bani. Eu nu înțeleg de ce nu faci asta de... Eu aș fi făcut asta de la început. Ha, hai, nu de la început, dar acum are structură, are echipe, multe înscrise. Dar l-are pe Aro, hai că n-aveți voie, știi? Dar crezi că am niște care vă? Da. Ar trebui să facem așa, cu intrare, cu dați. Normal. Dar de ce n-ar avea voie? Că n-are societate sau trebuie ceva de genul legal? Nu, dar l-are pe Aro și Aro, nu poți să fac orice. Da, cremos. N-are nicio treabă cu societate. De aici e vorba de eSport. Care nu te lasă să faci chestia asta, știi, dar pe Aron nu-l las, no. Adică a luat aprobarea. Da, nu știu, zice să-i propuneți și... Gândește-te la, la faza cu dacă mai facem un turneu, că eu am vrut să mai facem un turneu, cum a fost ăla de urmă. I-am cerut lui Cristi să găsească o sală. Noi să venim cu PS-uri și cu tot ce trebuie, știi? Monitoare de acasă. Și a zis că nu, că de ce nu punem bani să luăm monitoare? Că nu suntem... Nu suntem organizați, unii sunt și... Păi dacă n-ar un monitor de acasă, nu-i ce ajung. Oricum toată lumea vine cu mașina, nu? Bine, mie mi-e cel mai rău. N-are mult de acolo. Păi asta zici, eu nu... Adică ai putea să faci turneu când vrea la ta, nu? Ai zis, ai comunitate? Te ocup doar de închiria sau... Seara, bună seara! Băi, știți cumva ceva de fază, că nu mai dau de zi. Ceva pula, că au de vreo jumătate de oră pe el, pe Robi, pe Pascale. Pute pula, n-a dispărut. Îți dai seama că a jucat un campionat întreg numai pentru faza asta. Mamă, de când ești în momentul ăsta să-mi apă. Ce orgasm, e pistol cu apă. Pe mine când mă bați, eu ies din grupă. Ba, nu mă interesează, poți să mă bate și câmpia râs în până pe fază de când așteptam. Ce mă așteptam? Da, 2-0, pula. Berchen, conduceam 2-1, ne-a galat în minutul 91, pula, mi-a băgat mi-aș pula. Cine? Pe Berchen, conduceam 2-1, ne-a galat în minutul 91. Dar ți-a plecat era Adrian? Da, cred că i-aș depășit. Păi de când a plecat Adrian de 15 meci, eu n-am pierdut un meci noi. Bă... Da, Adrian și Darius Sica, bă, să mor dacă vă mint. Mă, luni eu mor pe Craiova, 5 le dau. Nu mă i-ați depășit în clasament? Nu, pula mea, băga mea și pula mea. Dacă îi batem la meci direct, trebuie să-i batem luni. Cred că au 2 puncte fața noastră. Aaaa, Crisa. Păi da, dar au 2 puncte, noi avem 44-46, parcă. Bă, tot e bine, nu? Bă, ești nebun. La mâna voastră. Mai sunt 2 etape. I-ați bătut și s-a terminat. Nu, îi trebuia de-a rumeți să câștigăm, până atât sezonul ăsta, restul nu trebuie. Da, uite, au 2 puncte în fața noastră. A fost ușor, nu? Bă, la mine zic că am jucat cu o echipă de Liga 3. Prin cupă cum va elimina? Păi am ieșit noi de 3 ori. La primele două a fost bug din ăla la echipamente, știi? Și am trimis poze tot. Și au avut de fapt în pula.
Îi prindem noi în final. Păi stai, cum e acum? Dar nu trebuia să pice cu voi, cum? Nu, noi am picat cu voința și... Păi de ce, se face tragere și acolo, cum? Păi nu, trebuia să picăm noi cu... cu cloșă, eram pe acea treacă. Păi da. Păi era cu manevră și acolo. Păi nu știu cum voința, nu? Păi da, voi trebuia să jucați cu Cluj, nu? Cred că eram pe CSV. Mănări! Ei, nu știu pe grup. Poate că ai zis că ați cu CSV. Nu, pute, bă. Ia stai așa, că toată poza acum, mă, m-am, n-am, te de ce n-am pula, mă, plătisesc. Zin ce ți-a zis când ai început să dai mie. Mamă, te-am zis de el că-l bate, să dau în el de rup azi. Când ai crezut. Dar zici ce au zis azi? Plung, faze plânge, mâine și luați liber, nu merge la muncă. Bă, tu ai nimic să citesc, am avut meciul până acum. La Premier cum merge, seama? Am pierdut, am zis bine. Mai sunt vreo 2-3 etape. Păi și pe ce lupte? Da, dar e cea mai mare competiție sau mai este una? Nu, mai e una. Încerc să fac căcatul ăla, să dea pasă din... după ce face Brazilia. Dar nu reușesc să dea pas destul de repede. Dacă ai orguța ce bătaie, am dat bani. Lu? Duc ai orguța. Hai de până. Cu macarnache, cu toți nebuni în teren. 5-1. 5-0. 5-0, hai de până. 9, vâșu la port. Dar cine era în port? La voi. Gheghe. A, la Naitorian. Mamă, și pe vizitiu azi era... Deci, vizitiu nu stătea pe linia porții, deci stătea în spate. În plase stătea. Cu Berceniu, să-mi bag pula. S-a dus la Berceniu, a vrut să ne bată. Era schimbat echipa și lasă într-o sezon. Ia nu poarta la Ghinge. Mi-a doare zis. Și a condus pe Berceniu 1-0, 1-1, 2-1 pe tine și eroare defensivă. De ce? Ce ai zis că și-a luat faze liberă la muncă? Trebuie să-mi trimis poza. Da, din cauza că a pierdut. Da, sunt acolo de treabă că deja e... E măi, stai. Era bine să crede ce s-a ajuns. Cred că nu doarme, să mă apună. Asta. Ăștia au zile de aici? Nu, cum o să mă mă. Măcar sunt de unii, măcar sunt de unii care nu stau cu bolții la până. Voința? Mi-a dat azi privat că... Cine, Voința? Că nu-mi faci. Totul Cluj. Să nu bagi a doua sau mă rog în spada. Nu merge, mă, nu știu ce dracu, uite, a fost prea târziu. Să nu... La urmă mi-a ieșit. Oricum, te dea la o parte azi, eh? Cu aia. Cu cine? Cu Dunărea, nu? Ce Dunărea? Dar cu cine s-a bătut azi, mă? Cu Craiova și cu Petrol. Păi și cine v-a bătut azi? Nimeni. Nimeni, a făcut unul. Nu știu cine a zis, dracu. Nu știu cine a zis, pura mea, că... Am pierdut în Premier, nu aici. Cred că s-au încolcat așa Premier cu VPG atunci. Ne-a bătut locul 1 în Premier, dar... Da, sincer acum, ce rost are să ajungi dacă ești campion, cu aia. Chiar noi nu mai nicio... Da. Ești jucat, da, mai vor băieții, mai sunt 2-3 care trag la locul. Nu, dar e normal că joci, e normal să joci, dar nu. Dar pula mea, deja ești campion, ca și cum... Uite-mă că am reușit, mă, fute mașinii în sfârșit. Nu mai e nicio tragere de bine, mi-a făcut amblaua. Unde ai văzut aia, că s-a văzut în înțelegere? La... Nu știu, am văzut pe un YouTube. Nu cred că întreb așa pe grup pentru... Dar nu mă scoate asta. A dat și trazor odată din greșeală, cred. Păi dar ce să zic aici? Cu ce pula mea să le zic o știu? Stai așa. Ma... Ai făcut manevră să nu fii și cu fetele pe obții în final. O să-l tanșe peste băiatul ăsta. M-a lăsat. Păi și cu ăla. Și tu. Am ratat. E ruleta cu Elu, nu? E bun? Da. Da. Dar e foarte OP.
Da, nu rezolv nimic. Asta a fost pe jos, bă. A fost cu erul. Dă flori slava. Dă flori slava. Păi cu erul nu, nu dă neapărat. Mai știi la 19. Ce te rea cu erul? Deci dacă o dai maxim? Dacă e jucător aproape, te pune într-un fel pe voleu, numai și la 19 cum intrau alea? Ce acasă ce faun? Eu pune lucrurile cu voleu. Opa! Fractură de colon. A, am înțeles. E că n-am pierdut. Bă! Yeah. Au ce răspunde Sergiu, că nu erau pe aceeași parte. De unde erau? Până la Andala? La unde? Ma. Focus focus, ă? Da. O bat așa pe aici sau nu știu ce vrei să fac. 20 după aia cred că tare lunul trebuie care eu. Ba, tu să prin porumb. Și pe Cum tot de pe la unul. Dar asta e prost, nici nu o cere, nu știu ce dracu face. Renu? Da. Care e diferența între Naker normal și Naker Revolution ăla? Da, că știi, că știu că tu l-ai pe ăla normal. Păi da, dar eu am unul care, deci cum să zic, eu am un Pro Evolution normal, primul. Și acum mai sunt, a apărut și Revolution Pro ăla. A apărut și Pro și 2 și 3. Da, mă. Gen, sunt... Uită-te la ei pe site, că îți descrie tot acolo care e diferența. Da. Ăla 3 e foarte mișto, dar mi se pare că are niște butoane pe mânere, de gen, de unde ții. Are două butoane în stânga și două în dreapta. Bă, nu te ajută, asta e, mă enervează. De ce au 24 de puncte ăsta așa? Și ne iam 25 de parte de necer. Pe verde, da. Mie îmi place controlorul ăsta, dar... În general aici, pe clasament. E de preferință. Meciuri jucate, 24 gen, și am 25. Ce ai puțin, Lorenz? Ai defaultul pe switcher, probabil. Aaa, în alții nu l-a pus încă până nu-i vine, zici, în meciuri sau cum? Da, îl pune la 2 etape, probabil. De drept. Nu mai ești la 2 puncte de Craiva? Nu, îl dau defaultul, e lung. Dacă sunt închise toate, nu știu dacă a pus toate pe seara asta. Da, sau probabil nu s-au închis toate meci. Sau nu, nu cred, imposibil, pentru că ce, doar eu cu câmpiarul ce avem închis atunci. Ce dracu. Mă uiți, bă, nu știu, vorbim cu băieții, că nu au la fața ăștia de la VPL. Hai să mă duri și să facem liga cu bani. Mamă, te aud rău. M-auzi? Acum da. Am zis, vorbim cu băieții acum, că ne-au la fața ăștia la VPL. Hai să vorbim cu Cristi, să facă liga pe bani. Să facem liga pe bani, cu intrare. VPG? Da, 100 de lei de aici pe cineva să se înscrie. Trebuie să faci bani pe spatele noastră, acolo? Aia era. Ce trebuie bani? Trebuie să pui, pun, dar banii ce pasă și gen primul întâi, locul 2, 3, ceva gen, te referi sau? Da, gen inscriere și ce se strânge pe... interesant. Eu data zic de acum 3 sezoane. Pe asta cu 3 sezoane am pus, am zis. Dar da, exact, mi se pare că poate îmi pasă pe loc așa. Cine nu jucă, mă 10 echipe, mai bine mă joc în 10. Și o să fie un campion. Ula mi-au ajuns ăștia în VPL cu aia și Liga 3-a să-mi bag pula. Lasă-i. Eu dracu vine de om, fiecare echipă are vreo 15 înșelot. Vă ne râd din glumit, dar VPL-ul ăla e de 5 ori peste VPG-ul ăsta. Ca ce? Ca ce? Tot, ca tot. Organizat, ca tot, nivel de joc este sub de 10 ori. Ca tot, și bază campionă. Bă, pentru că jucătorii sunt prășteați. Unul acolo, da, acolo. Da. Nivelul de joc echipe... e slab, dar în rest, într-adevăr, ăla având relații, i-a luat fața lui Cristi. A apărut și la televizor. Asta mă refer eu, nu mă refer ca joc la... Da, asta da. Deci mă refer la organizat și așa. Gândește-te că e... Te-ai zis ca tot, Alenuși. Nu, mă, nu mă referam la... joc, să joace echipa din VPL cu echipa din VPG. Dar e iubure așa, nu știu,
Mi se pare, a pus și marțea, de exemplu, că se văzut cam alți. Ăla fugea în VPR, ăsta avea cupa aici. Da, asta a pus-o, zic eu, că a pus-o ca să le nerveze pe Cristi. Că nu, n-avea niciun sens. Păi, da, îți dai seama, așa a fost. Bună. Haideți că am ieșit. Nu, bă. Gata, pune, nu mai testezi? Nu, no, mai am ieșit. Sau hai, mai de unde mergi? A putut intri la loc? Da, eu asta își propune și... Cristi are un mare avantaj că l-are pe Sergio acolo, știi? Dacă nu... Dacă pe Sergio se duce liga pe până. Păi e foarte bun, Admin. Băi, bun din orice punct de vedere. Băiatul e bun din orice punct de vedere, să-mi bag pula. Dar e foarte scârbit, știi că... Băi, înainte era mai disponibil, Cristi. Asta Sergio acum, pula. Stai, și mă doare în pulă decât să am, cum a zis Renu, că bă, că sunt echipe cu copii, că nu știu, e mai bine, abia pleacă, să ducă unde gândește că fiecare echipă are vreo 10-15, nu? Vine 10 lei, domn, coaie, 10 lei, domn. 10 lei, coaie, nu-i vorba de 10 lei, coaie. La majoritatea echipelor sunt manageri de astea, maturi și o să plătească ei, probabil, din tare. Îmi dai seama, sunt bine. Nu știu ce bani îmi pune la loc. Edi, 12-14 ani. Dar nu e, adică, și dacă îl împarți la 5-5 care sunt maturi, să zicem, din echipă, tot vine extrem de puțin. Știi, 20 de lei. Acum am primit, un jucător de la mine cu 100 de euro. Mărți. Și-a pus jucătorul la sezonul. Ia. Așa am zis la început cu aia. Ce-i asta? Cât strângi? Păi mi-a rupt jucătorul. Sunt 14 echipe, strângi 1400 de lei, da? 1000 cu... 400 fac. Bă, altfel se joacă, altfel pune mai mult ambiție, mai mult tot. Ai pentru ceva, ai pentru ce să zic. Altă chestie, poți să faci cam premier. Pentru team of the season, da. Premier. Împarți banii cum vrei. În premier, știi. Ai înțeles? Păi asta cu team of the season. La noi, dacă iei locul 1 la fullback, gen, o să ia Sky și cu picul lui, ei iau câte 25 de lire. Deci, asta sunt sezon sau? Da. Să iei și pe locul 1, la fullback și pe 2. Da, la sezon de sezon mă refer și acum. Da. Nu, dar deja mai complicat treaba, dar eu zic că așa pentru început ar fi ok. Nu e complicat deloc. Ar trebui să avem un care face bine căcatul ăla, vezi că la noi nu mai se ocupă nimeni în VPG. Abia le face. Se ocupă Sergiu, zic. Și ce trebuie să facă? Că fiecare își pune status, de doar... Păi da, deja când e vorba de bani, e altă prostie. Că dacă și le umflă, îi banează și mai rău. Păi zic, într-un moment ar fi ok să se facă cu bani. Locul 1, locul 2, locul 3. Dar nu e greu, știi, să faci și chestiile astea. Plus că mai vin și alți jucători, din urmă. Noi nu mai avem nimic în liga asta, bun. Serios. Mai apar copii, mai apar ceva, joacă la status, joacă și bine, știi. A, pe mine tot joacă pentru status. Ha, mă. Ăia, uite și la ăștia. Un vetură cu bani, un televizor, mai apropizat, mai ceva. Se trag copii, se duc, le place. Normal. Acum cine motorul de la FCSB la dub? Vine Renu, mai vine de trei. Ocuși vine și pe unul. Ce mă, că de cât doi sunt, pe mine cu Lorenzo. Și Luis? La ce echipă? Luis era deja. Ai, el deja? Da. Bă, eu dacă... De ce ligă? Liga 2? Da. Dacă împarți... Ați jucat cu noi? Dacă împarți numărul de puncte la numărul de meciuri, sunt pe primul loc. Da. Na, ce să fac? Mai rotim, mai asta? Mamă, vizitul 0 în poartă cu aia, ce-mi bat pe aia? Ia unul plus. Bă, 0 în poartă cu aia, deci trebuie de tărătă naipă de pe meciul cu noi azi, la două goluri ce-a luat. Nu joacă nimic. De când s-a prostit cu cam, se joace pe cam, se joace așa, e că și-a pierdut din mână, pula mea. Sau vin alții din urmă. Vizitiu a fost bun când juca cu Cristi. Când nu erau alții. Când nu erau alții. Nu, și juca Cristi, ST. Era cel mai bun jucător din ligă. Da. Acum nu mai poți să mai prostii lumea.
Sau când juca la asalt și lua toate terenul. Da, mă, dar erau alți jucători pe timpul. Nu le intra nimeni în care lua asalt. Plângea la sfârșit de sezon când jucau ăia la mișto. Plângea că ia gol, că nu face clean sheet. De-aia pleca mereu cu 5 etape înainte de final. Bă, sezonul ăsta era schimbat 3 echipe să-mi bapul. Roboi, după aceea s-a dus la Jiu, la Traian, asta 3 etape la Traian. Și acum la BFC. Eu înțeleg, da. Mă plăiești, știu. Amin, adevărat, stai așa. Hai.